sanitare. Potrivit comitetului, restaurantele și sălile de spectacole din București se vor redeschide de luni, însă vor funcționa la mai puțin de o treime din capacitate. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, nu crede că anul viitor va fi nevoie de încă o operațiune coordonată de imunizare. În schimb, însă, medicul militar se așteaptă ca primele săptămâni din februarie să fie complicate, pentru că, citez, suntem cu dozele aproape pe fix. În momentul de față sunt aproape 500.000 de persoane programate până pe 8 februarie, iar la aceste persoane se mai adaugă cele care au făcut deja prima doză și care își fac rapelul în această perioadă. Practic, pot să vă spun că suntem cu dozele aproape pe fix. Cât avem în stoc, atât vom folosi. Practic, la sfârșitul primei săptămâni din februarie vom fi aproape cu stocul la zero. Eu cred că nu vom mai avea o altă campanie de vaccinare și chiar dacă va fi nevoie de continuarea vaccinării împotriva COVID-19, cred că acest lucru poate să intre pe structura normală a Programului Național de Vaccinare. Încă un record negativ în Marea Britanie, peste 1.800 de decese din cauza coronavirusului într-o singură zi. Numărul infectărilor confirmate în aceeași perioadă s-a apropiat de 40.000. Serviciul Național de Sănătate e obligat să improvizeze. Unii pacienți din Londra vor fi transportați cu două autobuze transformate în ambulanțe. Tudor Toma este medic în Marea Britanie. Situația în Londra acum este mult mai serioasă decât era acum 4-5 săptămâni. Sunt foarte multe cazuri. N-aș putea să spun exact din ce cauză am ajuns la acest număr. Au fost cu siguranță în perioada sărbătorilor anumite relaxări care au dus la o transmitere mai accentuată. Această turbină de interes a fost izolată în Marea Britanie. Sunt studii în laborator care arată că ar putea să se transmită mai repede. Cert este că totuși sunt măsuri instituite, dar foarte multă lume circulă în continuare pentru că trebuie să meargă la servici, la muncă și nu este o carantină absolut totală cum a fost în prima perioadă. Știrile se încheie aici, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM. Și continuăm discuția despre publicitate. Crezi în el? Te determină să cumperi? Ce reclame îți plac, ce reclame te enervează și cât din ceea ce te-ai tu scos din buzunar?